Eu vă vorbesc de aici și cei din studio mă critică de ce vorbesc pe scări. Păi nu sunt cine pe scări. Să vă mai înțeleagă? Nu, dar nu noi. Cine să mai înțeleagă? Spuneți. Săptămâna trecută când eu vorbeam aici, un domn în studio mă critica de ce vorbesc de aici. De la înălțimea funcției mele, de ce vorbesc cu voi de aici. V-am rugat, haideți înăuntru, vorbim înăuntru. Bine. Da? 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 Întrebați. Mai are obiect sesizarea în contextul în care conflictul s-a aplanat? Da, are obiect sesizarea. La procedura Curții Constituționale nu există renunțare la judecată. Aici nu vine omul că vrea să vină. În procesele civile este un principiu disponibilității, dacă poți să renunți oricând la judecată, inclusiv la drept. Aici, după ce suntem sesizați, noi trebuie să dăm o soluție. Dacă să ne spuneți că e în vigoare cabinetul Ponta 2, între timp au fost numiți miniștri noi. Acum, dacă se admite această sesizare, practic ce se întâmplă? Este în vigoare acest nou cabinet? Da, ei au îndeplinit procedurile parlamentare, au depus jurământ, sunt în vigoare, sigur că, dar ei sunt miniștri, guvernul este la locul lui. Și vorbiți de cabinetul Ponta 3 sau cabinetul Ponta 2? Ponta 2 mai există? Nu mai există Ponta 2, gata, Ponta 2 a plecat. Aș vrea, să dăm o decizie astăzi prin care să-i trimitem pe ăștia acasă, să-i aducem înapoi pe ceilalți, nu? Nu se poate. Întrebăm care ar fi scenariul în cazul în care... Noi nu facem scenarii, domnișoară, nu facem... Noi aplicăm Constituția, încercăm să aplicăm Constituția, să facem ca lumea să fie conformă cu Constituția. În rest, nu, noi nu facem scenarii, noi încercăm să desfacem. Ați mai identificat o situație similară într-un alt stat membru al Uniunii Europene? Sau mai există vreo... Nu, n-am găsit. Lucruri care se întâmplă la noi în democrațiile consolidate nu se mai întâmplă. Sesizarea depusă de PDL. PDL, de fapt, a contestat că actualul guvern a încălcat două articole din Constituție, 103 și 114. Iar guvernul a trimis ieri către Parlament un program actualizat. Luați act de acest nou program? Sigur că da, va trebui să luăm act de toate, dar noi încă nu am primit programul acela, n-am văzut programul, am primit doar o scrisoare de la primul ministru că programul a fost trimis la Parlament. Ați solicitat? Iați și noul program? Probabil. Asta nu amânare pentru... Se poate întâmpla și asta. Da. Sunt șanse ca decizia de astăzi să fie una interpretativă? Vedeți, de aceea nu ne putem înțelege. Voi mă întrebați lucruri care nu pot să vi le spun. N-am cum să vă spun eu astăzi dacă va fi o decizie, acum să vă spun dacă va fi o decizie interpretativă sau va fi o decizie nu știu de care. Și pe urmă vă supărați pe mine și mă criticați și mă faceți în toate felurile. Voi ziceți, nu noi, că cei din studio, că nu vă spun. Cam cum să vă spun eu așa ceva? Când odată nu știu ce am spus și v-ați dus și ați strigat toți la mine că m-am antepronunțat. V-am explicat, la noi nu există antepronunțare. Noi judecăm zeci de dosare cu același conținut. Ar însemna că de fiecare dată după ce pronunțăm o decizie să ne abținem de la judecată. Nu da. Părerea că țara e stabilă? Spuneți ultima dată. Da, sigur că da. Sigur că da. Nu este nicio problemă. Din această cauză sau datorită acestui dosar care există astăzi la noi, țara poate să meargă înainte oricât fără nicio problemă. Deci există stabilitate și bine că există. Nu ne lăsăm bază. Nu? Ne-a zis de Belgia data trecută, de guvern. Știți că și am citit și am văzut că efectul crizei politice de la Belgia a generat bărbatul s-au lăsat bară. Au făcut și unii fiind în pielea goală, dacă v-am zis. Este adevărat. Sesizarea formulată de Partidul Mișcarea Populară și de PDL are în continuare obiect. L-am ascultat pe președintele Curții.